însă vă felicit pe voi cei mici că vă place teatrul, că v-ați pregătit ca să făcuți niște spectacole frumoase. Și apoi aș vrea să felicit organizatorii care s-au gândit să pună bazele unui festival de teatru școlar aici. Vreau să vă spun că pentru cei care nu l-au cunoscut pe maestru Ion Săsărari, vreau să vă spun că el nu a fost numai un foarte bun actor, un foarte bun profesor. A fost înainte de toate un mare om, un om de teatru, un om care trăia pentru teatru. El a fost profesor în timpul studenției, a fost mentor și nu întâmplător numele secției dramă de la Teatrul Municipal este Ion Săsăranu. Nu întâmplător astăzi mă aflu aici. E bine că acest festival se cheamă Ion Săsăranu și aș vrea să vă spun că începând din acest an, această primă ediție, Teatrul Municipal din Baia Mare va fi prezent la fiecare ediție cu câte un spectacol pe care îl va oferi publicului de aici. Înainte de a urmări... Înainte de a urmări spectacolul pe care astăzi l-am pregătit pentru dumneavoastră, aș vrea să-mi permiteți să vă spun două poezii. Pentru că și maestru Ion Săsăranu, poezia era foarte dragă. E vorba de poezia Glosă și a doua poezie se numește Actorul, o poezie absolut specială pe care eu o dedic celui care a fost, este și va rămâne în mintea și în sufletul nostru omul de teatru, omul special, actorul Ion Săsăranu. Deci Glosă. Poezie cunoscută. Vreme trece, vreme vin. Toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine? Tu te întreabă și s-o poate. Nu spera și nu ai dea. Ce e vară, ca vară, trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Vedeți? Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ar ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte și în colț petreci în tine, când cu zgomote de șarpe vreme trece, vreme. Nici în pline a ei limbă, rece acumpăna gândirii înspre clipa ce se schimbă, purtând masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține, coasă, pentru cine le cunoaște toate spechi și nouă. Uite așa! Privitor ca la teatru, tu lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu ghicime închipui și te plânge, te se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lui ardă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce-a fost, ori o să fie, în prezent ne avem pe toate. Dar de-a lor zăvărnicie te întreabă
și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace, lumea e veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași cană. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, că întrege nădărăii de nu stea în funde. Teamă n-ai când vor iarăși trebuie să se plece. Nu te prinde lor tovarăș, ce e mare. Cavalul trece. Un cântec de sirenă, lumea întinde lucii mreje. Ca să schimbe actorii în scenă, te omește, întârpește tu de alături de strecoare. Nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară. De te îndeamnă, de te cheamă, de te ating să feri în lături. Te hulesc! Te hulesc să taci din ce mai vrei cu atale sfatul, dacă știi a lor măsură. Zică toți ce or să zică, dreacă lume, cine o trece ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece. De te îndeamnă, de te cheamă. Ce e val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate sfinte. Și nouă, poate. Vreme trece, vreme și tine. Stai toate ele! Ura! Mine mă spăl!
fisica piacevole, ma pure la grandezza contenitora. Ciao. Ciao, appetito. Come è? Moglie. Bellezza. Comunei Recea.
investigatori. Ați reușit să mă emoționați ieri pentru că a fost vorba de o emoție artistică. Voi nu știți încă despre ce este vorba. Nu știți pentru că pentru voi teatrul este un necunoscut. Și pentru noi, ăștia care facem teatru, avem de foarte multe de lucru de învățat până când ajungem să nu mai practicăm această meserie. Deci nu asta este problema. Important este că am trăit aici împreună niște emoții frumoase de la voi către noi și de la noi către voi. Prin aplauzele pe care le-am simțit. O să vă gândiți cu emoție și o să păstrați această emoție tandră a acestui moment de 1 iunie. Vedeți că mă emoționez. 1 iunie 2013. O să vă aduceți aminte de acest mare eveniment. Eu îl numesc mare pentru că în timp ce în foarte multe cămine culturale din țară, nu numai din județ, nu sunt folosite căminele decât pentru alte lucruri. Deci este de apreciat tot ceea ce a făcut primăria Recea, ceea ce au făcut profesorii și învățătorii voștri cu dragoste, s-au plecat spre voi copii, ca să păstrați în amintirea voastră aceste momente. Deci, primul nu contează la urma urmei, contează amintirea acestor minunate clipe pe care le-am trăit împreună și eu alături de voi. O să începem cu secțiunea individual, poezie, monolog. Pe locul 3, Rus Alexandru, clasa 1, din Săsar, cu poezia Balada unui creier mic. Diploma 100.
Și m-am ajutat și
Bine, bine. Din care este pentru mulțumim, le mulțumim și lor și nu se mulțumim chiar cu dramatic care a fost de acord să ne sprijine și să facă un spectacol pentru voi gratuit la fiecare credință. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Ne vedem la ediția a doua.